Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în studiul Bibliei. Răscolind lumea. Textul de memorat îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 6 cu versetul 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni. Pavel lucra în orașul Efes de aproape 3 ani. Într-o zi au ajuns în oraș niște creștini din Corint. Când Pavel i-a întrebat despre biserica din Corint, nu au avut vești bune. În biserică veniseră învățători falși și duceau pe mulți spre rătăcire. Creștinii se aflau în regres și se comportau ca păgânii. Pavel a înțeles că nu ar fi cel mai bine pentru el să viziteze imediat, așa că a trimis o scrisoare. Această scrisoare se află în Bibliile noastre și este numită 1 Corinteni. Pavel a abordat multe probleme în această scrisoare, inclusiv divizarea în biserică, imoralitatea, mâncarea oferită idolilor, darurile spirituale și învierea. O altă problemă a fost aceea că membrii bisericii se târau în procese. Ei făceau exact opusul a ceea ce spusese Iisus să facă cei care se numeau creștini. Haideți să citim ce a spus Pavel despre asta în 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 1 la 7. Cum, când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceea pe care biserica nu-i bagă în seamă. Spre rușinea voastră, zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Pavel le-a amintit apoi de cursele care aveau loc în orașul lor. Chiar dacă o singură persoană câștiga, fiecare concurent își dădea silința să câștige, iar unii chiar mureau din pricina efortului. Pavel a spus că ar trebui să fim la fel de dedicați pentru a câștiga premiul vieții veșnice. Haideți să citim 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 26 și 27. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu cu unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu, să-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Spre finalul scrisorii sale, Pavel a scris unul dintre cele mai frumoase capitole din Biblie. Dacă nu avem dragoste adevărată, dragoste ca a lui Dumnezeu, nu contează ce spunem sau ce facem. Citiți capitolul 13 din 1 Corinteni. Este cel mai frumos capitol pe care l-a scris Pavel. Aplicație. Alegi cu sârguință în cursa pentru viața veșnică? Vestea bună este că oricine crede în Isus și îl ascultă, în tot ce spune, câștigă această cursă. Revoltă în Efes. Pavel a lucrat în Efes cam 3 ani,
Plănuise să stea mai mult în acest loc, dar s-a întâmplat ceva ce a pus brusc capăt slujirii sale de acolo. În Efes era un idol al zeiței Diana, sau Artemis. Mulți argintari aveau afaceri de succes vânzând machete din argint ale templului și statute ale zeiței. Odată pe an era o mare sărbătoare în cinstea Dianei. Însă în urma slujirii lui Pavel, mulți oameni au devenit creștini. Mulți alții care, dacă încă nu au devenit seara creștini, nu mai credeau în idoli. Erau considerabili mai puțin oameni la sărbătoarea anuală, iar argintarii au observat că și mai puțin cumpărau modelele lor. Unul dintre argintari, pe nume Dimitrie, a devenit foarte îngrijorat. Ce a făcut? Haideți să citim Faptele Apostolilor, capitolul 19, cu versetul 23-27. Pe vremea aceea s-a făcut o mare turburare cu privire la calea Domnului. Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta și vedeți și auziți că Pavel, acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt dumnezei. Primește care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeițe, Diana, este socotit ca o nimică și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. În curând, întregul oraș s-a revoltat, iar oamenii au început să strige: mare este Diana efesenilor! Dacă l-ar fi găsit atunci pe Pavel, l-ar fi omorât, dar prietenii nu l-au lăsat să meargă la teatru, acolo unde se deslănțuia furia mulțimii. Cât timp au continuat să strige? Haideți să citim versetul 34. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape 2 ceasuri: mare este Diana efesenilor! În cele din urmă au obosit strigând, iar unul dintre oficialii orașului a împrăștiat mulțimea. Aceasta a vorbit cu înțelepciune și l-a sugerat să-și rezolve problemele în instanță, nu să provoace o revoltă. După încă o întâlnire cu creștinii, Pavel a plecat din Efes și a început a treia sa călătorie misionară. După ce a mers aproximativ 240 de kilometri spre nord, Pavel a ajuns în orașul Troa și a rămas acolo pentru un timp. Nu putea să-și ia gândul de la scrisoarea pe care o trimisese corintenilor. Dacă fusese prea aspru, acceptau ei mustrarea și învățătura? Sperea să se întâlnească cu Tit în Troa și să afle cum fusese primită scrisoarea. Aplicație. Cum ar fi bine să răspunzi atunci când cineva îți spune când ceea ce faci este greșit? Haideți să citim în Proverbe, capitolul 12, cu versetul 1. Cine iubește certarea, iubește știința, dar cine urăște mustrarea, este prost. Capitolul 15, cu versetul 31 și 32. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. A doua Corinteni. Pavel era îngrijorat cu privire la cum avea să fie primită scrisoarea lui de către credincioșii din Corint care greșiseră. Vor avea ei dispoziția potrivită? Comunicarea era mult mai lentă pe vremea aceea și putea dura săptămâni sau luni pentru a trimite un mesaj. A primit Pavel de la Tit mesajul sperat înainte de a pleca din Troa? Haideți să citim 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 12 și 13. Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o ușă în Domnul, n-am avut liniște în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit. De aceea mi-am luat ziua bună de la frați și am plecat
în Macedonia. Pavel a mers în Filip, în Macedonia, unde l-a găsit pe Timotei. În timp ce erau acolo, Tit a sosit din Corint cu vești minunate. Mulți creștini de acolo primiseră cu inima deschisă învățăturile din scrisoarea lui Pavel. Pavel a fost foarte fericit și le-a scris repede o altă scrisoare. Aceasta este inclusă în Biblia noastră și se numește A doua Corinteni. Cum și-a deschis Pavel sentimentele? Haideți să citim 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 5-7. Căci după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâiarea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră, despre mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Pavel a început să scrie despre schimbarea care se petrecuse în viața lor. Se pocăiseră și viața lor era din nou în armonie cu legea lui Dumnezeu. În această scrisoare, Pavel le-a reamintit credincioșilor din Corint că făcuse Iisus pentru ei. Le-a spus că Iisus, cel care avea toate bogățiile din univers, s-a făcut sărac, așa că noi putem fi bogați. Le-a spus că Iisus, care nu păcătuise niciodată, fusese făcut păcat pentru noi, astfel încât noi să putem deveni drepți în El. Pavel era sigur că, dacă ei înțelegeau cu adevărat ce făcuse Iisus pentru ei, egoismul nu putea rămâne în mintea lor. Era convins că dragostea lui Iisus reprezintă cea mai puternică motivație pentru ca păcătoșii să se oprească din a păcătui. Cui îi este încredințată sarcina de a spune oamenilor despre incredibila dragostea lui Dumnezeu? Nouă. În loc să folosească îngeri, Dumnezeu a ales să folosească oameni. Pavel ne numește vase de lut, iar cunoașterea iubirii lui Dumnezeu este numită comoară. Haideți să citim în 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 6 și 7. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere, numai pomenită, să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Aplicație. Ai această comoară incredibilă în vasul tău de lut? Cum o împărtășești cu alții? Faptele Apostolilor, capitolul 22 și Romani. Într-un final, după multe întârzieri, Pavel a ajuns în Corint. În timp ce era acolo, se gândea la planurile lui de viitor. În timp ce era acolo, dorea să meargă la Roma, unde era deja o biserică creștină. Ca să se pregătească pentru vizita sa, el a scris o scrisoare. În Bibliile noastre, ea se numește Romani. Haideți să citim Romani, capitolul 1, cu versetele 7-10. Deci, vouă tuturor care sunteți preiubiți ai Domnului în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mai întâi, mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am, în sfârșit, fericirea să vin la voi. Scrisurile lui Pavel erau trimise de obicei bisericilor pe care le înființase, dar Pavel nu fusese niciodată la Roma. Cartea Romani este unică. Păstrează în scris o imagine completă a Evangheliei, vestea bună despre Iisus. Pavel predicase asta cu siguranță în toate celelalte biserici pe care le vizitase.
Pavel începea prin a spune că nu este nimic bun, nici măcar o frântură, în niciun om. Noi nu suntem drepți și nici nu avem în mod natural dorința de a fi. Haideți să citim ce spune Pavel despre aceasta în Romani, capitolul 3, cu versetul 10 la 18. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele. Nici unul măcar. Gâtleșul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de pelin. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea oamenilor lor. Și 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pavel descria apoi dragostea minunată a lui Dumnezeu. Când Iisus a murit pe cruce, El nu făcea asta pentru oamenii care îl iubeau. Noi eram dușmanii Lui. El a ales să ia asupra sa pedeapsa noastră, ca noi să putem avea viață. Pentru că Iisus a murit pentru noi, putem să fim și noi morți față de păcat. Asta înseamnă că nu trebuie să ascultăm de Satana și să continuăm să păcătuim. Exact acest lucru este simbolizat de botez. Dacă alegem să lăsăm pe Iisus să trăiască în noi, putem fi liberi de legea păcatului morții și putem să împlinim cerința dreaptă a legii. Aplicație. Dorești să fii schimbat și să treci de la păcat la neprihănire? Poți asta dacă alegi. Dumnezeu îți oferă neprihănirea ca dar. Atât timp cât continui să alegi să-L urmezi pe Iisus, nimic nu te poate despărți de El. Citește încurajarea din Romani, capitolul 8, cu versetul 31 la 39. Galateni. Înainte să plece din Corint, Pavel a scris o altă scrisoare. Acesta a fost pentru bisericile din regiunea Galatiei și apare în Bibliile noastre ca Galateni. Niște învățători falși din Ierusalim au venit în biserice din Galatia. Ce învățau aceștia? Haideți să citim Galateni, capitolul 1, cu versetul 6 și 7. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Ce era această evanghelie diferită? Acești învățători falși susțineau că pentru a fi mântuit, omul trebuia să păstreze legea ceremonială iudaică. Ei simțeau că era prea greu să păstreze legea lui Dumnezeu, așa că o înlocuiseră cu ascultarea de obiceiurile evreiești și cu diverse servicii religioase, dar fără schimbarea inimii. Era o doctrină foarte periculoasă. În loc să-i încurajeze pe credincioșii să se bazeze pe Duhul Sfânt pentru a primi putere de a păstra legea lui Dumnezeu, ei învățau că mântuirea vine prin faptele noastre. Ce a spus Pavel despre ideea aceasta? Haideți să citim Galateni, capitolul 2, cu versetul 16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Când încercăm să fim mântuiți prin faptele noastre, Pavel numește asta fapta neprihănirii. Ce fel de fapte sunt acestea? Haideți să citim lista din Galateni, capitolul 5, cu versetul 19 la 21. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide. De altă parte, când lăsăm Duhul Sfânt să trăiască în noi,
va apărea un rezultat complet diferit. Pavel numește acest rezultat roada Duhului. Citiți această listă frumoasă în versetele 22 și 23. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Când Iisus a luat asupra sa păcatele noastre, El a primit pedeapsa pentru ele și a murit pe cruce. Ar trebui să continuăm să permitem ca păcatul să aibă putere asupra noastră? Datorită lui, Iisus, putem spune nu lui Satana și da lui Dumnezeu. Iisus poate trăi în noi și ne poate ajuta să fim ascultători la fel ca El. Aplicație. Ce ți-ar plăcea să ai în viața ta? Faptele firii sau roadele Duhului? Dacă încerci să te mântuiești, vei descoperi că este imposibil, dar dacă te va baza pe Duhul Sfânt, pentru puterea de a asculta, vei reuși de fiecare dată. Ce vei alege? Haideți să citim în Galateni 6, cu 7 și 8. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea lui pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Dumnezeu, seceră din Duhul viața veșnică. Ultima călătorie către Ierusalim. După 3 luni, Pavel și-a încheiat lucrarea în Corint și a făcut planuri pentru a reveni la Ierusalim. El și cei 8 însoțitori ai săi planificaseră să navigheze direct către Siria și de acolo să meargă la Ierusalim. Dar chiar înainte să urce pe corabie, Pavel a aflat că niște evrei furioși plănuiau să-l omoare. Imediat și-a schimbat planurile și a mers pe jos spre nord. Pentru a ține Paștele, Pavel s-a oprit o vreme la Filipi, iar apoi a mers la Troa, unde a petrecut o săptămână printre creștinii de acolo. În ultima noapte, el a avut o întâlnire cu credincioșii. Întâlnire care s-a întins până târziu. Ce s-a întâmplat cu tânărul care a adormit la fereastră? Haideți să citim Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 9. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr, numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea. În timpul lungei vorbiri, Ali Pavel, birui de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Toți s-au speriat și au coborât în grabă. Când Pavel a coborât și a văzut ce se întâmplase, s-a rugat ca Dumnezeu să-l aducă pe Eutich înapoi la viață, iar Dumnezeu a făcut-o. Dimineața, însoțitorii lui Pavel s-au îmbarcat pe corabia lor. Cu toate acestea, Pavel își dorea să aibă un timp de meditație și rugăciune, așa că a hotărât să parcurgă pe jos cei 32 de kilometri până la Asos. După ce l-au luat de acolo, corabia s-a oprit la Milet, cam la 48 de kilometri de sud de Efes. De acolo, Pavel a trimis un mesaj prezbiterilor din Efes, cerându-le să vină să-l vadă. Când au sosit prezbiterii din Efes, Pavel a vorbit cu mult drag. El i-a încurajat să urmeze exemplul său de sârguință și slujire plină de credincioșie și a avertizat cu privire la provocările ce urmau. Poate că doriți să le citiți. Ce le-a spus? Veți găsi în Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu 17 la 35. Citiți-le! După ce a plecat din Milet, Pavel a ajuns în cele din urmă în Tir, apoi a călătorit către casa lui Filip în Cezarea și a rămas acolo timp de câteva zile. În timp ce era acolo, profetul Agab a venit din Iudeea. Ce i-a spus lui Pavel? Haideți să citim Faptele Apostolilor, capitolul 21, cu versetul 10 și 11. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc, numit Agab, s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela ale cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor.
Pavel știa că avea mulți dușmani în Ierusalim și că ar fi putut să fie arestat acolo. Dar deși prietenii săi au încercat să-l convingă să nu se ducă, el a mers hotărât până la Ierusalim, încheind a treia sa călătorie misionară. Aplicație. Lui Pavel nu i-a fost teamă de viitor. Dacă ești credincios lui Iisus, nici tu nu trebuie să te temi. Știți ce a spus Pavel? Haideți să citim capitolul 13. Ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata, nu numai să fiu legat, dar chiar să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Fiți binecuvântați să alegeți să fiți ca Pavel, un misionar, să lucrați pentru Dumnezeu, Iisus Hristos, să fie Mântuitorul vostru. Domnul cu voi!